E a treia zi de Vlogmas și, de fapt, vlogul de astăzi cred că va fi mai scurt pentru că am o grămadă de învățat. Știți că am un examen săptămâna viitoare, așa că încerc să mă pregătesc atât cât pot în fiecare zi și astăzi mi-am propus să termin câteva capitole, deci îmi vor lua destul timp. Și de asta și acum mă grăbesc, am terminat capitolul pe care mi l-am propus să-l învăț în această dimineață, așa că acum mergem la sală, mergem la o oră de clasic, dacă o prindem, pentru că e 3 și ora începe la 3 jumate, să vedem dacă ajungem. După aceea mă întorc acasă, iar planul pe ziua de astăzi este să vă dau câteva sfaturi pentru învățat. Dacă aveți sesiune în viitorul apropiat sau examene sau BAC sau admitere sau indiferent, am să împărtășesc cu voi câteva dintre lucrurile care mă ajută pe mine să învăț mai bine și mai eficient. Dar ne vedem mai diseară pentru că acum chiar trebuie să ajung la sală. Pe care l-am avut astăzi la sală. De obicei, înainte să merg să fac sport, am un program în minte, adică știu că merg la o clasă de aerobic sau îmi propun să alerg 4 km sau să fac exerciții pentru picioare sau pentru abdomen, am un plan în minte. Astăzi însă am fost mai lazy și m-am dus așa fără să mă gândesc la nimic înainte. Am ajuns, m-am suit pe bandă de alergat, pe la kilometru numărul 2 mă simțeam epuizată și n-aveam niciun chef de absolut nimic și eram gata să mă dau bătută, să mă îmbrac și să plec acasă. Dar am zis totuși să împing și să trec de acest mic blocaj și am împins, am alergat mult mai mult decât mă așteptam, ba chiar am și rămas, mi-am făcut câteva exerciții și, cum să vă spun, am avut acel declic. Exact la kilometru numărul 2 s-a produs acel declic și mi-a zis că fie rămân și fac exerciții cum trebuie și merg în continuare, fie plec acasă în acel moment. Și am rămas și a fost super bine și acum mă simt atât de mândră de mine că am trecut peste asta și m-am motivat singură să merg mai departe. Așa că învățare de minte pentru toată lumea, totul ține de ce este în mintea voastră. Atâta timp cât aveți putere aici sus și vă împingeți, corpul o să vă asculte, să aveți încredere în acest lucru. Mergeți întotdeauna pregătiți cu un plan, nu vă lăsați așa că mă duc și văd eu ce fac, pentru că dacă plecați la premiza asta, o să vedeți, nu o să dați tot ce puteți. Așa că mai bine să aveți un plan pregătit înainte. Am pus eu camera căș și stă așa puțin tilted, dar sper că e ok. Pentru că zilele astea am să dedic mai mult timp pentru studiu, am zis să vă împărtășesc câteva dintre sfaturile care mă ajută pe mine să rețin mai bine informații. Și sunt așa niște sfaturi random, tips care fie vă ajută, fie nu vă ajută, e la latitudinea voastră ce faceți cu ele. Numărul 1, cred că ar fi să vă alegeți spațiul în care lucrați sau învățați cu grijă. Eu una prefer să învăț acasă, pentru că am aici tot ce-mi trebuie, dacă fac o pauză știu că am bătăria, pot să-mi fac de mâncare. Nu prea pot să învăț la bibliotecă pentru că mereu se foiește cineva, mereu se plimbă cineva sau sună telefoane, e așa frustrant, așa că pentru mine mediul cel mai propice este acasă, este un mediu pe care îl pot controla eu. Este liniște, e perfect acasă, ce să zic, dacă sunteți la facultate în același oraș în care trăiți, sunteți norocoși, bravo vouă! Un alt lucru este să faceți curat în mediul în care învățați. Este super important să fie curat, pentru că dacă ceva nu este la locul lui sau sunt prea multe lucruri peste tot, mă simt așa chinuită de atmosferă, vreau să le pun la loc pentru mine. O cameră curată înseamnă o minte curată, o minte limpede, o minte gata să ia toate informațiile. Așa că faceți curat. Poate cel mai important lucru este să vă organizați materialul. Să zicem că aveți un examen în viitorul apropiat la o anumită materie. Luați programa, vedeți ce capitol aveți de învățat și scrieți-vă în agenda fiecare capitol cum vi-l propuneți să-l învățați. De exemplu, 2 capitole pe zi, 3 capitole pe zi sau astăzi citesc și mâine învăț.
organizați-vă, scrieți totul pe o foaie, să aveți acolo așa un sticker mic cu exact cum v-ați programat pentru o săptămână, pentru două săptămâni, eventual vă faceți un calendar pentru următoarea lună, cu toate examenele, exact când aveți de învățat și ce, ca să luați puțin din stresul acesta. Eu una mă simt stresată când nu sunt organizată. Dacă, în schimb, am totul pe foaie scris, știu că nu pot să uit absolut nimic, pot să mă gândesc la alte lucruri și să fiu liniștită că dacă, în caz de ceva, mă întorc mereu la acea foaie și văd exact cum mi-am programat și pot să mă țin de toate lucrurile. Faceți rost de toate materialele înainte să vă apucați de învățat. Și aici mă refer la toate cărțile, toate cursurile, toate foile, toate cariocile și fixurile fără de care știți că nu puteți. Adunați-le pe toate în același mediu și astfel nu o să trebuiască să vă ridicați de fiecare dată să căutați o carte sau să căutați un material sau să sunați pe cineva, să întrebați de un curs. Adunați-le pe toate, ca atunci când într-adevăr începeți să învățați, totul este la locul lui și vă puteți focusa exact acolo pe subiect. Apropo de chestii de care aveți nevoie, este super, super, super important să profitați de absolut toate chestiile pe care le aveți. Aveți creioane colorate, profitați de ele. Cumpărați-vă carioci, sticăre, pixuri, creioane, chestii de papetărie care vă pot face notițele mai frumoase. Și apropo, când vă scrieți notițele, faceți un efort și scrieți-le frumos, pentru că după aia e altfel când te uiți pe niște notițe scrise frumos și îți dă o altă stare de spirit, nu-i așa? La anatomie, în primul an, învățam super bine de pe imagini, așa că dacă aveți un subiect la care este posibil și este la îndemână să învățați de pe imagini, profitați de acest lucru și desenați voi cu mâna voastră, pentru că altfel le țineți. Țin minte că îmi desenam plexul brachial sau tot felul de regiuni anatomice și în ziua examenului puteam să mi-l amintesc exact cu mâna mea și mi-aduceam aminte, țin minte că acolo am șters nu știu ce chestie pentru că o desenasem greșit. Unii oameni ronțe ca mine, alții nu. Dar dacă totuși sunteți ca mine, e bine să aveți gustările la voi și pe masă pregătite acolo ca, din nou, să nu trebuiască să vă ridicați și să mergeți în bucătărie, pentru că eu vă știu și mă știu și pe mine. Odată ce m-am ridicat de la masă, găsesc o grămadă de alte chestii de făcut. Camera mea nu a fost niciodată mai curată decât ca în sesiune. Serios vorbind, atunci îmi găsesc toată energia să fac curat în cameră și să fac câte 4 dușuri pe zi și să merg la sală de 2 ori pe zi pentru că ne găsim alte activități. Numai să nu învățăm, nu-i așa? Nu-i așa? Dragile mele abonate și abonați, pentru că am văzut că sunt și băieți care mă urmăresc. Măi, eu sunt super uimită, adică vă mulțumesc mult că mă urmăriți. Știți acele marcare pe bază de apă pentru tabla albă pe care se pot șterge? Ce am făcut eu? Mi-am cumpărat 3 marcare și de fiecare dată în sesiune îmi scriu programul meu pe ușă sau pe oglindă sau tot felul de chestioare pe care vreau neapărat să le țin minte și pe care le pot vedea în fiecare zi, când intru, ies, intru, ies, intru, ies și tot le văd și le revăd pe ușă. Vă sfătuiesc și pe voi, dacă aveți o ușă albă din aceasta pe care se pot șterge ușor, faceți rost de un marker și vă scrieți acolo absolut tot ce vreți. Este de la sine înțeles că e bine să nu aveți telefonul sau laptopul sau televizorul sau absolut orice altceva lângă voi. E bine să vă faceți un mediu cât mai liniștit și în care, într-adevăr, să vă puteți concentra. Dacă, în schimb, aveți nevoie de laptop, e ok. Eu una am nevoie de laptop pentru că acolo am cursuri, acolo am videoclipuri și alte surse care mă pot ajuta. Și profitați de YouTube. Dacă aveți orice chestie pe care n-ați înțeles sau orice mecanism pe care, hai să zicem, n-ați fost la facultate și nu l-ați înțeles, găsiți toate informațiile pe YouTube. Pentru cei de la medicină mai ales, sunt o grămadă de videoclipuri super interesante, o grafică extraordinară pe care le găsiți pe YouTube. Trebuie doar să le căutați. În anul întâi, la anatomie, aveam o problemă cu reținutul plexului brachial. Pur și simplu erau atât de multe chestioare pe care trebuia să le rețin și cum veneau nervii și toate ramurile. Nu puteam să le rețin. Și am căutat un videoclip pe YouTube, am găsit... Stați să vedeți dacă mă aduc aminte. Era o formulă de reținut exact cum veneau ei în ordine și îți arăta cineva foarte drăguț cum să desenezi plexul brachial astfel încât să ți-l aduci aminte. Și era și o chestie de la care să-ți ții minte, marmul. Parcă marmul era. Cum era? Musculocutanat, parcă. M-A
axilar, R radial, M median și U ulnar. Și le țin minte până în ziua de astăzi o chestioară mică care poate fi pentru cineva foarte insignificant, pe mine m-a ajutat enorm. Așa că profitați de toate resursele pe care le aveți și de YouTube și de net și de absolut orice. La fiecare 40 de minute este recomandat să faceți o pauză. Faceți niște exerciții în casă, plimbați-vă puțin, luați o gustare, uitați-vă la televizor, faceți-vă curat, eu am ceva cu curat în ziua de astăzi. Pur și simplu găsiți-vă o activitate ca să vă relaxați puțin mintea și ca atunci când reveniți din nou la masă să priviți cu alți ochi. O să vedeți că o să vă ajute enorm. Vlogul de astăzi a fost așa mai sărăcuț pentru că știți, am o grămadă de învățat, nu exagerez, este foarte mult. Mi este și mie puțin greu cu prioritățile. Vreau să fac videoclipuri și pentru voi, vreau să merg și la sală, vreau să și învăț, vreau să petrec timpul și cu prietenul meu și cu mama și să-mi pregătesc toate lucrurile in advance. Este așa, sunt foarte multe lucruri de făcut în această perioadă, așa că am să încerc eu să mă organizez ca să vă aduc content bun. Dacă nu sunteți abonați deja, vă rog mult să vă abonați pentru că îmi sprijiniți canalul în acest fel. Și noi ne revedem mâine. Mâine vorbim despre cardio și despre greutăți. Așa că nu uitați să reveniți pe canalul meu, da? Vă aștept. Și dacă vreți să țineți legătura cu mine, vă las informațiile în descriere despre contul meu de Instagram, Snapchat. Pe Snapchat sunt super activă, fiecare zi vedeți exact ce fac, ce mănânc. Așa că mă puteți stocări acolo. Ok, v-am pupat!